Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi, astăzi continuăm seria noastră pe care am lăsat-o deoparte cu ceva timp în urmă din Euro Truck Simulator 2. Și suntem în Iași, știți foarte bine, ultima dată am ajuns la garaj cu scăniuța noastră, am zis că o băgăm un pic în service, că avem ceva probleme. E bine, am venit de la service acum și ne ducem înapoi la garaj pentru că ne mărim echipa. Știți că eu am o firmă deschisă pe Truckbook acolo. Băi, tot mă roagă băieții să jucăm, să facem, să dregem și bla bla bla. Așa că fac angajări. Da, da. Căutați Dietetic cu Dorel SRL. Și dacă sunteți interesați și vreți să participați, sunteți băieți serioși, vă aștept alături de noi. Mai întâi ca subcontractori și după aia, dacă sunteți băieți serioși, vedem să facem rost de un camion pe măsură, ca să fie treaba bună. Una peste alta, ce vreau să știți e că vreau să fac o achiziție astăzi. Și ce achiziție? O să vedeți imediat. O să vedeți imediat. Numai să reușim să ajungem la garaj cu ăsta, că aparent destul de greu de ieșit, văd. Destul de greu de ieșit de aici din intersecție. În fine. Treaba e simplă. Pur și simplu, ia uite-l cum merge acum. Băiatule, de fapt ce am făcut? Hai ca să vă spun, aveam probleme la cutia de viteze, deși n-ar fi trebuit să am, dar aveam probleme la cutia de viteze și, ei bine, m-am dus frumușel, elegant și corespunzător. Unde credeți? Spre o cutie automată. Da, avem o cutie automată inteligentă, ce că îi spune. Și sincer să fiu, sunt destul de mulțumit. Camionul merge brici, nu mai am acele șocuri. Apropo, stați așa un pic să mă trag pe dreapta, că nu mai știu unde e garajul. De ca și cum eu nu mai sunt din ea, știi? Stai să tragem frâna de mână. Numai un pic, boșilor, stai așa că parcă aveam și avarii, nu? Nu mai știu pe ce aveam avarii. Hai să ne uităm un pic să vedem unde e garajul nostru. Ia și. Unde e, mă, garajul? Acolo e serviciul. Ia uite, mă, că am trecut pe lângă el. Ha? Nu, mă, uite, aici e. M-am și speriat. Doamne, iartă-mă. Deci trebuie să facem dreapta. Ok. Dreapta și e imediat după aceea stânga. Da, ok, gata. Gata, scuzați-mă. Am uitat, mă, ce vrei, de când am mai fost. Nici nu mai știu unde e garajul. Sanchi. Sunt chiar prost și din ea și eu nu știu unde e garajul. Nu știu unde am cumpărat garajul, incredibil. Hai că da. În fine. Ce trebuie să mai știți dacă vreți să vă angajați la firma noastră? Repet. SC Dietetic cu Dorel SRL. Sau Transport Dietetic cu Dorel. Ceva de ce? Transport Dietetic. Bă, nu mai știu exact. Lasă că ne uităm imediat. Stai să ajungem la garaj și vă arăt imediat cum să căutați firma, unde o găsiți. Stai așa să ne dăm aici pe banda asta. La un moment dat trebuie să facem stânga. Ușor, tata, ușor. Suntem la gara internațională aici. Ajungem la garaj și vă arăt imediat unde trebuie să intrați, cum mă găsiți și cum depuneți CV-ul, adică cum depuneți, ia uite, frumos, tramvai, alea. Și nu vă rămâne decât să așteptați acceptul și după aia primiți curse prin Truckbook. Dar ar fi ideal să dețineți ceva de LC-uri. Aici facem dreapta. Ok, nu ne dă voie înainte. Ar fi ideal să dețineți ceva de LC-uri. Ar fi ideal să aveți promozul. Dacă aveți promozul, e clar că aveți și de LC-uri.
Și atunci toată treaba e bună. Dacă mai e și jocul actualizat la 1.47, e perfect, fraților. E perfect. Așadar, nu rămâne decât să... Aici ne ducem la mall, n-avem noi treabă la mall astăzi. Așadar, dacă îndeplinești condițiile astea și ai, bineînțeles, ProMods instalat, ultima versiune chiar, și bineînțeles ești pe versiunea jocului 1.47, îți aștept CV-ul de angajare. În funcție de seriozitate și de roleplay-ul pe care îl oferi, trebuie să ai grijă de mașini. Vezi că pe Traxbook poți să văd și când ai accident și când cheltui bani aiurea și când iei amenzi și așa mai departe. Deci chestiile astea le facem ca la carte, ca realitate, da? Dacă crezi și te mulezi pe cerințele mele, ești binevenit. Dacă nu, nu ne încurca. Nu ne încurca că n-are rost. Nu am nevoie de cursanți de ăștia de mii de kilometri și după aia zi nu mai văd cu lunele, lunile. Am, eu uite mă, dracu, s-a aprins Volkswagen-ul. Pomul de Crăciun. Am nevoie de oameni care sunt responsabili și sunt în stare să duc o cursă la bun sfârșit, așa cum trebuie. V-am spus, roller play. Acum suntem pe ProMods până va fi harta României de Alexandru gata, ca să ne putem bucura pe deplin, să putem face și acolo o companie frumoasă, să evoluăm. Umblăm pe ProMods aici. Ia să vedem. Ia uite garajul nostru. Ia uite, bă, garajul nostru, bă, băiatule, cum ne așteaptă, bă. Vai de steaua lui, amărât tot. Uite-te și tu. Uite-te și tu ce amărât e săracul. Ce amărât e sărăcuțul. Dă-i mie în față, dă-i mie în față, bolți. Nu te uita la bani. Asta zic. Până lumini oprite. Și bineînțeles, motor oprit. Bun. Așadar, profit zilnic ne-a adus camionul ăsta 26.580, avem și ceva bănuți, 253.000, și am nevoie să achiziționez. Știți foarte bine că avem un singur șasiu, acesta, și vreau să mai cumpăr încă un șasiu, dar nu din ăsta, un frig. Măcar un frig să cumpăr. În fine, hai să vedem. Hai să cumpărăm camionul prima dată. Distribuitori autorizați, bineînțeles Scania și ce am zis noi, că mergem pe UEDA? E bine, a mai apărut ceva. Mai avem ceva. Cu ajutorul lui Ovidiuț, căruia îi mulțumim, avem parte de o super, super Scania. Sper să vă placă. Din punctul meu de vedere, Scania asta arată atât pe zi cât și pe noapte incredibil. Așadar, e vorba despre bijuteria asta neagră. Black, bă, nu știu, arată mai ales la faruri acolo cu negru ăla, cu... Doamne, ce frumos arată! Uitați-vă și voi ce bijuterie de mașină! Zino Moens nu a mai modificat aici grila, deși aș fi putut dacă mai dădeam ceva bani în plus, dar am preferat să lăsăm așa originală, pentru că camionul ăsta chiar există în realitate și... Da, de fapt și el albastru, și el există în realitate, doar că sub sigla BD Logistics, știți foarte bine că am ambele variante, dar nu ne permitem chiar, hai, gata, ne-am făcut un moft, nu stăm acum să le modificăm pe toate. Ideea e că o păstrăm așa cum este,
O bijuterie de mașină, așa cum spuneam, o să vă arăt imediat și interiorul, deși se vede din afară cum arată. Ce să zic, cutiile, tot ce vedeți pe ea, băi, nu, e altă ligă, altă ligă mașinuța asta. Plus îmi plac foarte mult chestiile astea de aici de sus. De pe colț și noaptea, credeți-mă pe cuvânt, se vede fenomenal. Uitați negru ăsta de aici de la faruri, superb, superb, superb texturile, nici nu mai vorbim. Costă ceva bănuți, că da, e o mașină premium, dar merită. Bun, hai să ne uităm un pic la interior. Cam așa arată. Cam asta e tapiseria. Dulapuri, frumos, avem și lumina ambientală, noaptea o să vedeți imediat, de fapt imediat, nu chiar imediat. Hai să punem și noi, ce să punem, o tabletă să punem acolo. Hai să punem tableta, așa, o să punem bineînțeles la ventilație acolo, la radiatorul ăla, bine, nu e radiator, ați înțeles voi ideea, așa, iar în geam, ce să punem în geam, GPS nu avem nevoie, că avem tocmai monitor aici, tocmai display-ul, în schimb, aș vrea să aleg acolo, nu știu, să punem ceva, ceva cu negru, tot cu negru ar trebui să vină, nu? Ce să punem, ce să punem cu negru, cu negru, cu negru, cu negru, cu negru, uite, îl punem pe ăsta cu fața. Ce are? Se vede bine. N-are nimic. E bun așa. Bun, avem și aparat de cafea, după cum puteți vedea. Îi dăm o confirmare. Noaptea, nu știu cum se vede, dar nu cred că se vede rău. Părerea mea, nu știu. Eu așa zic. Se încarcă mai greu pentru că, sincer să fiu, îți destul de mari modurile astea. Imediat o să achiziționăm și remorca și bineînțeles n-am uitat să vă arăt și cum depune CV-ul dacă vreți să vă angajați la firmă și să cursați pentru D-Logistic. Ia, să-i dăm cumpărare. Sau nu trebuia acolo? N-a rămas oare? Ia stai să văd, stai să văd că am senzația că n-a rămas salvat ce am făcut. Și nu de alta, dar nu vreau să fac vreo bubă de aia nasoală. Ba da, a rămas, mă, ce ai, mamă cum se vede, da, nu putem schimba chestii pe aici, dar în schimb, am uitat să vă spun. 650 de cai are camionul ăsta, da? Deci e puternic. Nu vorbim despre săniuța asta de la Weda, da? E puternic camionul ăsta. Cu siguranță nu o să avem probleme la deal. Bun, hai să-i dăm cumpărare. Mamă, ce greu se încarcă. Gata. Rezolvat. Din păcate nu mai aveți loc în niciun garaj. Păi stai mă că rezolvăm. Ia uite a dracu. Manager garaje. Păi nu rezolv eu. Face tata loc acum, îmbunătățire. Ia să vedem. Două spații adiționale. Păi 180.000? Mai rămân bani și de camion? Rămân. Nu mai rămân bani de remorci. Păi atunci am prumut. Lucrez cu banca un pic ca să-mi permit să-mi iau și n-am ce să fac, trebuie să îmbunătățesc. Hai să-i dăm. Că n-avem, ăștia-s banii, nu am alții. Păi, deci am împușcat două iepuri deodată astăzi. Ia uite, tat. Și upgrade frumos la garaj. Și achiziții de camion. Ce ai făcut, boss? Ia uite minunății aici. Vedeți? De-aia am zis că angajez șoferi. Bun, avem spațiu acum. Hai să luăm camionul.
Ia să vedem, acum a mai rămas salvat? A mai rămas pe dracu, că n-a mai rămas salvat acum. Sunt sigur că nu a mai rămas salvat. Deci ce am făcut? Am făcut degeaba? Ia să vedem. Hai, uimește-mă. Ar fi tare să fi rămas, dar nu cred. N-a rămas. Hai că rezolvăm repede. Deci aici am zis că punem o pierdeluță. Hai mă, că acum gata, ai trecut prin el. Nu trebuie să mai stai așa. S-a încărcat textura. Unde-i mă ăla? Uite, ăsta era. Așa. Și am zis că aici punem o tabletă așa la fentă să fie acolo. Confirmare. Gata. Cumpărăm. Slot avem. Iași. Uite aici, alegem un spațiu. Și dăm ok și poate ne lasă să-l și conducem. Ar fi bine. Unii doriți să vă livrăm noul camion? Păi bineînțeles că la Iași. Unde în altă parte? Unde în altă parte? Oaleu, până-l găsește, până... Dar nu înțeleg de ce agață așa, că nu făcea tarantelele astea. Gata. Te-am luat. Mulțumim pentru că vă livrea noul camion în garaj de la Iași imediat. Asta zic. Asta zic. Trebuie să mai luăm niște bani împrumut în cazul ăsta. Ca să cumpărăm și o remorcă. Sau nu mai luăm bani împrumut și încercăm să mergem cu ce avem. Ia spuneți voi. Hă? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. În fine, hai să dăm o tură să vedem care e treaba cu camionul. Scania, mai 650 de cai. Exact ce vă spuneam. 0 km, nou nouți pentru noi acum, în momentul ăsta. Îi dăm utilizare. Și să vedem. Ia să vedem. Că oricum altfel se vede în momentul când îl scoți din garaj, din preview. Ia uite mă. Ce ai făcut mă? Ce ai făcut mă, bobiță? Și nici nu știu cum să mă așez, zici de bun? Stai așa un pic. Mamă. Mamă. Hai să-l pornim. Au, cum se aude motorul ăsta. Au, cum se aude. Ia. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun cum se aude motorul ăsta, bă, fra. Nu te cred, hai să aprindem ceva lumini. Acum nu o să-l vedeți noapte. Noaptea. De uite, bă, are roșu acolo. Am înțeles. Mamă, dar ce leduri avem. Ok. Astăzi nu vi-l arăt pe timp de noapte. Mamă, nu te cred. Nu te cred așa ceva. Stați așa un pic că vreau să aprindem și alte lumini. Frontale, cupolă, iluminare bor rămâne așa, restul le știm și noi. Bun. Gata. Ce frumos se vede. Nici nu vreau să ai cum se vede pe timp de noapte asta. Mamă, o să vă arăt eu și pe timp de noapte. Dar astăzi hai să ne bucurăm un pic de sunetul. Ia auză-l. Vă dă-te dracu cum se aude, bă băiatule. Ia auzi. Doamne, cum toarce nebunul. Mamă, ce feeling ai la volanul mașinii ăstea. Ce vorbești, mă, și ce piesă îmi place mare, așa frumos. Băi, băiatule, băi, parfum, ești nebun. N-ai cum așa ceva. Ia auză-l. Auză-l cum toarce, ești nebun la cap.
ușor cu mobila că dai peste ăștia mici. Băi, ești nebun, nu te cred cum merge, bă, mașinuța asta. Doamne, feri, așa ceva? N-ai cum. Doamne, cum se vede. Ce textură frumoasă la faruri. E top, bă, e top. Uite și luci pe volan. E făcut din fildeș volanul ăsta. Ce vorbești, bă? Vedeți? Reflectă lumina de aici, ambientală, reflectă pe volan, pe... Vedeți? În partea de sus. Băi, ești nebun. Superb. N-ai cum cu el, bă. A, am trecut pe roșu. Aia e. La banii mei. Ce ai, mă, dar n-am eu 360 de euro să dau o amendă. Mama, dacă se aude. Păi de cât îi deschid geamul? Ia auză. Guarna nu prea mă dă pe spate. Dar în schimb, sunetul la motor e top. Sunetul la motor e top. Ia auză. Să-mi bat piciorul. Ce frumos se aude aici, nebun. N-ai cum așa ceva cu el. Da, e clar. Facem împrumut și luăm remorcă. Ne trebuie un frig. Cu ăsta îi stă bine cu un frig. Ce ai, mă, ești nebun. Îi luăm un frig la ăsta de la chereu, ceva. Avem ceva frumos pregătit, o să vedeți data viitoare. Chiar sunt curios ce părere aveți despre toată treaba asta. Dar uite, acum ajung la firmă și vă arăt exact cum puteți să depuneți CV-ul la firma noastră. Ușor, tata, ușor, că mă doare sufletul. Ușor. Asta zic. Tragem și un pic de frână. Asta e. Ce ai, mă? Mamă, dar ce frumos se oprește, ești nebun. E prea frumos, bă. E prea frumos ce ai. Doamne, ăsta rupe șoseaua, bă. Rupe șoseaua în două, ești nebun. N-ai cum cu el. Ha? Frumos se vede. Ce frumos se vede. Gata, gata. Achiziție nouă. Am dat 60 ceva de mii. Spuneți și voi că l-am luat la mâna a doua, da? Ce să fac? Că nu am cum să-i modific prețul, da? Vedem. Așa mergem. Pe concluzia că e la mâna a doua. Deși e nou. Ați văzut. Bun. Hai să vedem cu Traxbook-ul ce fac. Să vă arăt, nu? Că așa am zis că vă arăt. O să facem în felul următor. Stai așa să îi dăm un save la asta ca să nu pierdem aici cumva ceva bla bla bla. Salvare. Așa, frumos. Și ne ducem acum pe Traxbook. Ia să vedem. Nu ăsta, că ăsta nu-i Traxbook-ul. Zang. Traxbook. Pac. Vă duceți frumos pe Traxbook aici. Vă faceți cont dacă nu aveți. Dar la voi nu o să apară așa. Sau cel puțin... Uite. Descărcați clientul. Hai să-l deschid eu, că eu deja l-am instalat. Cred că se vede, nu? Dacă nu se vede, aia e soarta. Da? Stați așa un pic. Traxbook client. Ia uite, că deschid aplicația. Trebuie să închidem jocul. Închidem jocul, nu-i problemă. Închidem jocul ca să fim siguri că totul e ok. Gata. Rezolvat.
Vreau să vă arăt firma SC Transport Ditati SRL, așa se numește, dar vreau să vă arăt cum să căutați. Asta vreau eu. Mamă, iau un pic până se încarcă. Bun. Aici avem profilul. Companie, cred că aici mi-arată compania în care sunt eu. Dar găsiți voi search-ul, nu știu, nu mai știu exact acum. Cum, Doamne iartă-mă, se caută o companie. Dar tind să cred că vă descurcați, adică că reușiți să găsiți singuri. Da, în fine, nu mai știu. Nu mai știu cum pot să caut. Ideea e că asta e compania, da? SC Dorel Logistics SRL, așa se numește. O căutați, dați de ea. Ia să mă uit odată. SC Transport Ditati SRL. Băi, până la urmă, cum se cheamă firma? stați așa să mă uit odată. Stați așa să mă uit odată. Lista companiilor. Ia. Ditati. Poate o găsesc așa. Nu. Dorel. Da. SC Dorel Logistics. Așa se numește, da? SC Dorel Logistics. Uite, o cauți. Eu acum v-am găsit eu cum se caută, da? Pac frumos, dai click pe ea. Și, bineînțeles, undeva pe aici trebuie să ai un link ceva unde trebuie să depui CV-ul și efectiv eu trebuie să vă dau acceptul, după care o să vă verificați cursele. E ca aici, verificați și voi. Sau pe Traxbook o să vă apară în momentul când dați pe contul vostru. Asta e profilul lui Marius Sică. El are o cursă de făcut, dar n-a mai intrat de ceva vreme. În fine, vă descurcați. Cred că cei mai mulți dintre voi știți despre ce e vorba cu Traxbook-ul. În mare parte, eu v-am spus ce și cum. Dacă sunteți interesați, aici sunt. Vedem ce și cum. Bun. Așadar, ne oprim acilișa. Chiar aștept părerea voastră vis-a-vis de camionul ăsta. Sincer să fiu, îmi place mai mult la exterior decât la interior. Dar nu arată rău nici la interior. Trebuie să-i dăm o șansă. Iar sunetul e de acolo. E exact ce trebuie. Ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Aștept CV-urile. Nu uitați. La revedere. Numai bine.